6-7 ore. Asta este fustița. Am cumpărat foarte multe chestii, majoritatea sunt pentru concediu. Bravo! Am oprit un pic să-i dăm cina. Nu intenționam să încep un vlog astăzi, pentru că e destul de târziu și, în mod normal, îmi place să încep vlogurile de dimineață, ca să vă iau o zi întreagă cu mine, dar ne-am hotărât spontan să mergem până la o fermă de căpșuni, cred că așa se numește, să culegem niște căpșuni, e o activitate care îi place lui Milan super mult și abia așteaptă în fiecare an să mergem să culegem căpșuni. M-am îmbrăcat acum și aștept să trezească Mara, să o schimb și pe ea și apoi ne pornim. Vreau să-mi aranjez puțin părul înainte să plecăm, nu prea știu ce să-i fac, dar măcar să-l îndrept un pic, să arate cât de cât ok. Mi-am luat crop top-ul de la Uniqlo și o fustă, e aproape până jos, cred că e midi. Ar trebui să fie midi, dar eu sunt mai micuță și îmi ajunge cam până la glezne. Sper să reușesc să facem și câteva poze cu copii, că îmi place să am așa amintire din fiecare an. Anul trecut, o să vă pun poza aici pe ecran, eram însărcinată cu Mara când am fost la cules de căpșuni și chiar mi-am adus aminte când am văzut acum rochița aia. Mă gândeam dacă să o iau tot pe aceeași, dar m-am hotărât să mă îmbrac totuși cu altceva. Și vlogul ăsta o să continue cel mai probabil cu plecarea noastră în vacanță. O să vă povestesc puțin mai târziu unde mergem, cât stăm și toată povestea și o să vă arăt, sau sper să reușesc, vreau să vă arăt și ce împachetez pentru drum, pentru copii, pentru că o să fim pe drum 6-7 ore, mergem până la München, la verișoara mea, o să dormim acolo o noapte sau două, după care pornim mai departe și mai facem 4 ore pe drum, deci o să fie ceva drum de făcut cu copii. Și vreau să vă arăt cam cum ne organizăm noi când avem de făcut drumuri așa mai lungi. Cu Mara o să fie prima oară când mergem atâta de mult cu mașina. Și singura mea îngrijorare este că este foarte cald în scoica de mașină. Există o husă de vară care ar trebui să o ajute să nu mai transpire așa de tare, dar din câte am înțeles de la alte mămici, nu prea funcționează, adică nu își merită neapărat banii. Și, într-adevăr, mi-e cam greu să cred că o bucată de material în plus face mai răcoroasă scoica. Oricum și din motivul ăsta am hotărât să pornim după masa, în jurul orei 5 și o să ajungem undeva noaptea pe la 12, dar vă povestesc exact și cum am gândit toată treaba și să vedem și cum ne iese, că poate nu iese cum am plănuit. Eu, în general, nu-mi îndrept părul ca să fie drept, îl îndrept ca să n-am aici umflături de la cum îl țin prins prin casă, pentru că în casă nu îl suport căzut. Nu reușesc să fac nimic aparte dacă am părul desfăcut. Asta este fustița. Cam așa îmi vine mie până la gleznă. E foarte drăguță, chiar n-am mai probat-o. Când am cumpărat-o, eram însărcinată și am vrut să o port așa peste butică. Dar nu știu de ce n-am luat-o până la urmă și chiar mă bucur că am cumpărat-o totuși, că mi se pare că e tare drăguță. În picioare o să-mi iau niște sandale simple. Aici am bagajul pregătit, de fapt pregătit. Abia am scos din el lucrurile cu care am fost la Cluj. Și aici în spate se văd hainele pe care tocmai le-am adus de jos de la spălat. Încă mai am și de spălat și de împachetat, dar o să facem asta mâine. Căutam un outfit pentru Mara și acum văd că are o rochiță, ca și fusta mea. Ar fi comic să îmbrac așa, dar e mică. Cred că este de 3 luni. E mică, o văd, pur și simplu e mică. Cred că o să-i dau rochița asta. E super drăguță, ar trebui să o calc puțin. O să iau coșuletul ăsta cu noi, să strângem aici căpșunile și o să pun niște fustie înăuntru pentru că se pătează, dacă nu, și nu știu dacă iese la spălat. Poți să mergi cu recipientele tale sau să iei de acolo, au și ei recipiente. Noi de obicei mergem cu coșuletul ăsta și Milan își ia o găletușă de-a lui. Nana, vrei să strângi? Da. Ok.
Mila și-a schimbat găletușa, că a zis că pe asta este și o căpșună desenată, așa-i? Ai găsit căpșuna? Acolo-i. E perfectă vremea, că e cald, în jur de 27 de grade, dar nu bate soarele. Deci nu o să ne chiar topim. Milan e foarte încântat. Mai în față. Mai în față. Bună? Yes. Ai primit un tricou alb perfect pentru cules căpșuni. Am terminat. Unele outfit-uri arată mai bine decât celelalte. Dar nu-i nimica. Ne băgăm direct la duș. Vrem șervețel umed? Mai. Am început să pregătesc lucrurile pentru bagaj și partea proastă este că va trebui să ducem și prosoape și haine de pat și încă nu sunt toate aici. Încă n-am prosoapele copiilor și hainele de pat ale copiilor. Cred că o să le pun toate deocamdată aici în patul marei, pe care oricum nu-l folosim pentru altceva, așa că e numai bun de pus bagaje. Facem o mică pauză de la împachetat, că a ajuns un pachet, s-a trezit și Mara între timp, vreau să-l desfac împreună cu voi. Cât de drăguț e! Cred că v-ați dat seama deja despre ce e vorba, este un tablou personalizat de la Adelaine, este făcut de ea. Ea face tablourile acestea după poze, dacă vă interesează, mi se pare un cadou foarte fain. Aici aveți și datele ei de contact. Ce frumos împachetat. Foarte drăguț. Eu i-am trimis o poză de la cununie, că am avut în sfârșit o poză drăguță cu noi patru. Și cred că o să vă pun și poza, poate aici pe ecran, dacă vreți să o vedeți. Dacă nu, cred că o am pe Instagram postată. Îl desfac și vi-l arăt. Și desfăcut și-s curioasă ce zice Milan, pentru că aș vrea să-l pun la el în cameră, tabloul acesta.
Voi să vă createți ochii cu niște bulănașe delicioase! Delicioase! Hai să-i... mai venit un pachet, a venit iepurașul ăsta pentru Tony Box, pe care vă ziceam în vlogul trecut și acum am în sfârșit cadoul complet. Pachetul de la H&M nu mi-a ajuns cu hăinițele pentru Mara. Vă ziceam că i-au rămas mici cam toate body-urile și dacă nu ajunge, nu știu cum o să facem. Oricum, cred că la Mara o să fie mai mult dezbrăcată decât îmbrăcată, măcar atâta. Cred că va trebui să fac pauză de la împachetat până se culcă copiii, că nu prea reușesc așa. Căpșuna lui Milan e aproape făcută, cred că mâine deja poate să o mănânce. Furnică. Și aici mai are câteva, dar astea nu cred că o să se facă. Și sper să nu fie prea făcute pe când ne întoarcem, ca să le poată mânca. Te-am făcut soluție de baloane, vrei? Yeah. Wow! Ești aici! Wow! Aici nu știu ce se întâmplă, sincer. Chiar nu înțeleg. Am ajuns acasă de la Rossmann, am cumpărat foarte multe chestii, majoritatea sunt pentru concediu. Mi-am adus aici direct cutia să le pun aici ce este de dus. Am luat pentru Mara niște scutece de înot, pentru Milan mai am, pentru Mara nu aveam. Asta o să le pun lângă, că o să vină un alt pachet. Am mai luat niște lapte praf. Șervețele în cutie, astea sunt pentru acasă. Niște șervețele umede pentru mâini și față. Astea le folosim mai ales când suntem plecați să o șterg pe mânuțe și pe față după ce mănâncă. Tot pentru Mara am luat cerealele astea sau cum, nu știu exact cum se numesc în română, ghetraie de brai. Îi fac dimineața și seara. Și niște snacks-uri, astea le mănâncă foarte bine, de la 6 luni. Asta e vitamina ce îi dăm lui Milan, sunt niște multivitamine cu vitamina D. Am luat un gel de duș pentru copii, am găsit așa mai micuț ca să nu măcar cu ăla de acasă, că e foarte mare. Și un gel de duș pentru noi, de la Dove, cu miros de gref, miroase super bine. Încă o pungă de snacks-uri, luat niște apă din asta pentru bebeluș, ca să avem acolo până ne intrăm în ritm, până apuc să fierb apă, dacă trebuie să-i dau să bea sau așa să fie. Am mai luat și un săpun de mâini tot așa pentru acolo. Mi-am luat un șampon și un balsam tot așa de luat cu noi. Că trebuia să-mi iau și pentru acasă, că nici acasă nu mai am, dar nu m-am gândit. Niște pungi de gunoi tot așa să avem acolo. Niște lavete, de aici o să scot una și o să o pun aici să o luăm cu noi. Și la fel și bureți de vase. Aia i-am luat data trecută din DM. Am mai luat niște șervețele umede, dar o să desfac pachetul ăsta să le mână și acasă. Niște caju, Milan mănâncă foarte bine caju și îi mai pun la grădiniță. Mi-am luat niște șervețele demachiante, ca să nu mă duc cu demachiantul după mine. Am mai luat două loțiuni pentru plajă. Astea sunt pentru noi ambele, chiar dacă pe asta scrie baby. Am luat unul de 50 și unul de 30, iar pentru copii am altele. Am luat o loțiune hidratantă cu aloe vera pentru față și corp, zice. Cred că pentru corp o să o folosim în loc de cremă simplă, loțiune de corp, ca să nu car ceva mare. Am zis că o iau pe asta. Și aloe vera cred că e bună și după plajă, după soare. Pentru că am luat cremele alea de plajă, am avut un produs gratis. Am mai luat detergent de vase baby, fresh baby. Și ăsta o să luăm cu noi, dar o să-l pun prima oară într-un alt recipient. Am mai luat pentru Mara un clip din ăsta pentru Suzetă, că nu-l mai găsim pe ultimul. E pe undeva prin casă, dar oricum s-o cam lărgit și îi cam cade Suzeta din el, așa că am mai luat unul.
Am luat niște batoane proteice pentru drum sau dacă vrem ceva de ronțăit pe drum în mașină să fie. Am luat și niște prostii dulci că mi-a fost poftă. Și aici mai am câteva borcănașe cu mâncare sau fructe, tot așa să avem pentru drum și acolo până ne acomodăm și ne organizăm. Și acolo o sticlă de apă când ne-o fosete pe drum. Așa. Bună dimineața! Aproape am terminat cu bagajele. Milan e la grădiniță, Mara doarme și am reușit să fac foarte multe. Aici avem bagajul principal. E un pic haotic, dar o să mai aranjez un pic în el. Și vă ziceam că ne oprim două zile la verișoara mea. Am încercat să mă organizez astfel încât să nu trebuiască să cărăm bagajul ăla la ea și să pun toate lucrurile de care avem nevoie pentru două zile într-un bagaj mai mic. Iar ăsta este outfitul meu de drum. Mi-am luat blugi ăștia, care sunt foarte comozi și nu vreau să-mi împachetez alți blugi, așa că i-am luat ăștia pe mine. Și un tricou simplu negru, în speranța că nu o să se murdărească prea repede, pentru că e încă dimineață și noi o să pornim abia în jurul orei 5, când termină Răzvan cu lucru. Am reușit să mă și machiez un pic, trebuie să mă gândesc ce fac cu părul, dar cred că o să-l prind deocamdată, pentru că mai am de lucru prin casă și vă ziceam că nu-l suport așa desfăcut. Mai am de pregătit jos tot ce avem nevoie pentru drum și tot ce ține de sticluțe, sterilizatorul, mă gândesc dacă să-l iau. Sper să ne încapă toate în mașină. Aseară am avut un succes. După ce s-au culcat copii, am dus la mașină toate lucrurile de plajă, că știam că de alea avem nevoie ultimul lucru și poate să fie jos de tot în mașină. Și am reușit să le băgăm la roata de rezervă, deci am deschis partea de jos ce e în portbagaj, unde e roata și în jurul ei mai este foarte mult loc, dacă vă interesează să știți de acest spațiu ascuns. Și am reușit să pun toate jucările lui Milan pentru nisip, toate prosoapele, atât de duș cât și de plajă, pentru că trebuie să ne ducem noi absolut tot. Și am salvat foarte mult spațiu cu locul acela descoperit. Plus că am mai pus trotineta lui Milan, o bicicletă micuță, căruciorul pentru Mara. A trebuit să ne mai încapă trollerele astea două, mai am hainele de pat. A trebuit să ne ducem prosoape și haine de pat pentru că mergem la un fel de camping, un fel de resort unde poți să mergi cu cortul, cu rulota sau poți să-ți închiriezi căsuțe. Noi o să avem o căsuță, deci o să avem totuși condiții foarte bune. Avem mașină de spălat, o să vă arăt când ajungem, dar am preferat să ne ducem prosoapele noastre decât să luăm de acolo. Puteai să-ți închidezi și de acolo prosoape și haine de pat. Am zis că le luăm pe ale noastre că e mai simplu, mai ales pentru copii și oricum prosoape de strand, de plajă, oricum trebuia să ne ducem. Și se adună oricum foarte multe lucruri, plus că mai avem o cutie cu lucruri pentru bucătărie. Burete de vase, de exemplu, o lavetă, am pus un prosop de bucătărie, detergent de vase, un pic de sare, un pic de zahăr, ca să nu-ți cumpere acolo un kill dacă n-ai ce face cu el. O să vă zic când ne întoarcem acasă dacă a fost cea mai bună decizie cu genul acesta de vacanță, excursie. Și stare curioasă, sper să fie o experiență bună, deși anul viitor, deja zic de pe acum, nu știu dacă să mai facem același lucru, mai ales drumul ăsta cu mașina pe mine mă obosește destul de tare. Prefer să zbor cu avion oricât de... Mi se pare mai complicat la bagaje, pentru că nu poți să mai arunci așa în mașină o geacă, o umbrelă și o bicicletă și o trotinetă, să nu le poți să o ține dacă mergi cu avionul. Și tocmai pentru că avem un drum destul de lung de făcut, astăzi o să mergem aproximativ 6 ore până la verișoara mea și de acolo mai avem încă 4 ore de mers cu mașina și ne-am hotărât să pornim diseară la ora 5, cam așa. În felul ăsta poate lucra și Răzvan astăzi, plus că nu mai este așa de cald afară, pentru că copiilor le este foarte cald în mașină, chiar dacă pui aerul condiționat și seara parcă încet, încet se răcorește. O să ne oprim să mănânce cina, în jurul orei 7, m-am gândit, după care ar trebui să doarmă copiii în mașină și am hotărât să facem asta pentru că seara deja Milan e relativ obosit, deja au alergat toată ziua, au fost la grădiniță, au avut activitate, nu are nevoie de prea mult alergat și așa, deci poate să stea cu minte în scaun. După care a trebuit să adoarmă mai târziu, a trebuit să fie somn și sperăm să se întâmple același lucru și cu Mara. Cu Mara n-am fost la drum așa de lung, dar știu că nu-i place așa de multe mașini. Dacă doarme, e ok, dar după ce se trezește, se plictisește. Și sper să prindem somnul acela de noapte în scoică, doarmă până ajunge, măcar de pe la 8-9. Ține pumnii. Mai făcut odată cu Milan un drum așa de lung, cred că avea în jur de 2 ani sau aproape 2 ani. Și atunci am hotărât să pornim, să ne trezim la 4 și să
Ajungem dimineața pe la 10 am ajuns, în speranța că el o să doarmă în mașină și nu ne-a ieșit chiar așa cum am vrut, în sens că noi am fost super obosiți pentru că am împachetat până târziu și n-am apucat să dormim decât 2 ore și mi se pare foarte obositor să conduci noaptea. Și pe lângă asta Mina s-a trezit când s-a luminat afară, deci pe la 5:30 el a fost treaz până la 10 când am ajuns, deci am hotărât că nu mai facem asta și încercăm varianta asta cu pornitul de după masă și sperăm să doarmă, dacă nu, asta este, cumva tot o să ajungem. Înainte să plecăm mai trebuie să ud florile, eucaliptul se usucă, nu știu de ce nu-i place aici, îi uscat, cred că îi trebuie mai multă apă și eu nu-i dau. Părul meu minunat și comanda de la H&M tot nu mi-a ajuns. Se pare că acum se livrează, dar nu știu dacă mai ajunge înainte să pornim. Și aveam niște body-uri pentru Mara, niște chestii pe care voiam să le iau în concediu, dacă mai ajunge înainte să plecăm. Am desfăcut scaunul de la Ikea și o să luăm cu noi. Foarte simplu de desfăcut și de împachetat. Ai 4 picioare și scaunul în sine. Mai fă două. Bravo! I-am pus un cearșaf din frote în loc de husă, pe post de husă, pentru că fix așa erau și alea de pe Amazon, oricum n-am mai apucat să comand. Și în felul ăsta o să văd și dacă chiar funcționează, dacă ajută la ceva. I-am făcut găuri ca să pot să-i scot bretelele și cam atât. Asta e husa noastră de drum din frote. Vă spun dacă funcționează. Am oprit un pic să-i dăm cina lui Mara, i-am pregătit-o. Aici văd că sunt mașini de spălat pe autostradă. Nu putem scoate căruciorul? Vine, hai că încerc să o așez aici, pe scaun. Am improvizat și am pus-o în scaunul de baie. Asta-l folosim în vană.